marcarea, v-am și prezentat, am adus din București două tichete de parcare, din data de 29, în zona Ateneu Hilton, avem un preț de parcare de 1,5 lei pe oră. Vă reamintesc că în parcarea din Alba Iulia avem un preț de 2 lei pe oră și de asemenea vă reamintesc că noi am propus ca și consilier, ca grupul consilierilor PSD în Consiliul Local, un tarif de 1 leu pe oră, propunere care nu a fost agreată de executivul din primărie. Doar atât am vrut să mai aduc aminte și aș mai avea o problemă. Și eu cred că aici ar trebui constatat, în cer scuze, că la tariful respectiv, parcarea este chiar doar. Păcat. Da. Păcat de zonă, păcat de investiția de acolo, pe aia sunt prefolosite. Mai avem o problemă legată de această parcare cu tariful pentru parcările de reședință, care este reglementat prin hotărâre de Consiliul Local la 124 de lei, iar la celelalte parcări de reședință din municipiu avem 100 de lei. Deci este practic o diferență de sumă și eu consider că ar fi normal să avem același tarif de parcare în toate parcările plătite din municipiu. Păi sunt parcările de reședință, de exemplu, acelea care sunt închiriate de la bloc. Da, aici sunt 100 de lei pe an. Da, 100 de lei pe an și aici avem tarif mai mare. Dar aici nu-i pe lună. Există în parcarea aceasta 18 locuri destinate rezidenților liberani, care sunt cu tarif diferențiat față de celelalte. A, diferența ar fi de 40 și ceva de lei. 24 de lei, da. Pe an. Nu, diferența este parcările celelalte sunt 120 de lei pe an, asta este iar pe astea sunt 100 de lei plus TVA pe lună. Ah, ok, acum am înțeles. Deci trebuie să fie, normal ar fi să avem un preț unitar pe toate parcările. Noi, cred că ea, nu știu câta conferință de presă în care încercăm să deschidem ochii cetățenilor și să explicăm ce se întâmplă acolo, dar văd că nu interesează pe nimeni. Mai mult decât atât, se aprobă acum contribuția parțială a Consiliului Local la Asociația la AIDA cu 4 milioane de lei. Iar mai jos se aprobă suplimentarea contribuției cu 10 milioane 400 de mii de lei. Adică se revocă o hotărâre care se dă 4 milioane. Și se aprobă o hotărâre prin care se suplimentează cu 10 milioane. Deci e inadmisibil așa ceva. În condițiile în care STP-ul este un SRL, în condițiile în care tocmai ei au scumpit biletul, pentru că noi PSD-ul ne-am opus, biletul este 2,5 lei, nu știu ce se întâmplă cu banii ăștia. Nici în zi de astăzi noi nu știm ce se întâmplă cu banii ăștia. Am fost personal la AIDA, mi s-au dat niște documente în care sunt niște sume, dar nu scrie pentru ce s-au cheltuit acele sume. Dar s-a făcut la un moment dat în Consiliu o comisie de verificare. Da, eu cu Albanii. Despre ea vorbește. Păi Albanii, gata, e tot bun de sus, acum ai totul, ai vreos totul. Nu mai, dintr-o dată, nu mai duce cu tot. Nu e nicio problemă, nu mai are. La momentul ăla am încercat împreună, am mers la STP, evident că acolo nu ne băga nimeni în seamă. Ne-am dus la AIDA. Acolo mi s-au dat niște cifre care nu aveau nicio relevanță. Adică erau niște cifre, dar nu îți explica pe fiecare pentru ce s-au cheltuit. Și nu aveați voi să cereți? Păi nu, că la STP ar trebui să cerem, că acolo... Sistemul este de tip suveică cu AIDA. STP-ul prestează un serviciu public. Este normal să dea socoteală pentru ce se întâmplă. Dar având în vedere că este un intermediar între Consiliul Local și STP, respectiv AIDA TV... Un tampon care își analizează bani. Nu avem acces direct. Acum comentați faptul că domnul Albani, unul dintre criticii principali și luptătorii împotriva abuzurilor pe care le spune că le face primăria cu STP și AIDA, acum este un susținător al acestor practici sau activități. E foarte simplu. Dintr-o dată... Dorința PNL-ului a fost acceată la putere, indiferent cu cine, alături de cine și cu ce prețuri. Și se poate au ajuns acolo și asta arată până în final calitatea consilierilor locali pe care PNL-ul are, pe care a promovat și ăsta este rezultatul. S-au întâlnit
ciocul și oală sparte și asta este foarte bine. Sunt și unii ca și ceilalți, din punctul meu de vedere, se potrivesc mânușe. Unii cu ceilalți, păcat orașul ăsta care trebuie să-i suporte și pe unii și pe ceilalți. Seara când mai stau pe Facebook, mă uit și mă uit în general legat de ce se întâmplă în Alba, ce se întâmplă cu oamenii pe care îi cunosc. Mi-a sărit un ochi o postare a lui CTRAș legată de șahiștii pe care îi pregătește, de rezultatele bune pe care le are. Sunt șahiști al Baiulieni, copii ai Baiulienilor, care fac sportul minții la un nivel foarte înalt și cu rezultate deosebite. Ce se plângea acolo? De lipsa bani. Este foarte greu să faci performanță fără să fii susținut. Aici mi se pare obligatoriu ca bugetarea echipelor sportive de elită ale municipiului să fie făcută de către cine? De către municipiul Alba Iulia. Am intrat, i-am dat un coment antrenorului șahiștilor, care a spus, haide să nu politizăm, nu era chestiune de politizare, ci era o chestiune, cum ați spus, de bugetare corectă. De fapt, unde era buba? El, CTRAș, care este membru PNL, nu are acces la primarul care până în final decide bugetele și echipa lui de consilier PNL majoritară, deși potează. De aceea acești copii n-au bani. Eu i-am făcut o propunere de a încerca în mod constructiv să găsim o soluție de a pune presiune pe primărie pentru a le da acești bani. În discuția am intrat foarte, foarte mulți iubitori a șahului de la nivel național, care nu prea înțelegeau mecanismul prin care, bine, ei cu șahul îl fac bine, de-aia probabil că și trăiesc într-o lume a lor și mai puțin pe lumea cu asfalt pe care trăim noi. Propunere concretă. Dacă vremea ține cu noi, începând de mâine dimineață, angajați biroul parlamentar, fac demersurile necesare pentru a pune în Alba Iulia măcar două umbrele și două măsuțe și să întrebăm Alba Iulie dacă doresc sau nu, ca primăria, să sprijine activitatea sportivă în municipiul Alba Iulia. Și nu doar așa. Am vorbit cu părinți ai copiilor care fac fotbal la Unire. Nu discutăm de mercenari care vin și să plătesc cu salarii mai mici sau mai mari, să lupte sub un tricou, sub un schindar. Este vorba de copii de Alba Iulie. Foarte mulți din ei sunt elevi la școala sportivă. Să nu uităm că Alba Iulia a dat în ultima vreme măcar doi sportivi fotbaliști de mare valoare. Pe Stanciu și pe Gicu Grozan. Asta înseamnă că avem posibilitate, avem putințe de a face ceva pentru sportul românesc și, primul rând, pentru fiecare din ei în parte. Sportul clădește caractere, sportul clădește oameni buni, onești, sănătoși. De ce să nu profităm de asta? De aceea aceste lucruri doresc să le aduc în fața albaiubienilor, o să deschid niște tabele pe care cei care doresc să semneze. Poate că așa Consiliul Local și Primăria va înțelege că sport trebuie susținut. Și nu sunt cheltuieli mari. Sunt cheltuieli legate de transport. Un șahist sau un fotbalist care merge la un concurs trebuie să aibă un mijloc de transport, el antrenorul și echipa care îi însoțește, să aibă unde să doarmă noaptea când este în cantonament, când este în competiție. Niciunul n-a cerut bani de buzunar, n-au cerut bani să ducă la părinții lor acasă să... Deși fiecare în parte își cumpără echipamentul sportiv. Dacă intrați într-un magazin de specialitate, vedeți că nu sunt foarte, foarte ieftine nici încălțăminți, bocancii de fotbal, nici tricouri.